Vă aduc salut din partea Bisericii Philadelphia Atlanta. Salutul Bisericii este Maranata, Domnul nostru vine. La plecarea mea din biserică, frații mi-au dat acest salut și salutul conține o realitate pe care o așteptăm să devină istorie, să se împlinească în istorie. Nu sunt păstorul Bisericii Philadelphia, numele meu este Gabi Costea, fratele păstor, pe el îl cheamă Iulian Costea, să nu fie vreo confuzie, avem același nume de familie, nu suntem neamuri, ci doar frați în Hristos. Slujesc de mai mulți ani în Biserica Philadelphia și mai ales în câmpul de misiune din Africa de Est, unde împreună cu frații de la Colegiul Biblic Eclesia avem pe inimă o lucrare specială despre care vom vorbi, dacă fie cu voia Domnului, de seară. Am la dispoziție informații, deja sunt pe hol, dacă doriți să le citiți mai repede, le aveți, dar cu ajutorul Domnului de seară vom vorbi mai mult despre misiune. Acum suntem în casa Domnului și ne pregătim pentru a sta la masă cu Domnul. Pasajul pe care l-ați auzit citit, îl cunoaștem. Dacă cineva nu l-a citit până acum, ceea ce mă îndoiesc, dar să admitem, vă rog, mergeți acasă și citiți cu atenție încă o dată acest pasaj. Este vorba despre un eveniment istoric, despre un eveniment nu numai istoric, ci un eveniment escatologic. Un eveniment care figurează în planul lui Dumnezeu, un proces care se desfășoară în istorie și care se va împlini în cer. Despre ce vom vorbi în câteva minute astăzi? Despre Paștele Domnului. Și dacă aș întreba pe frați ce sunt Paștele, aș primi multe răspunsuri, nu-i așa? Aș primi răspunsuri că asociate cu Paștele din Vechiul Testament, cu trecerea Mării Roșii, cu ieșirea din Egipt, aș primi răspunsuri apoi cu, în relație cu lucrarea Domnului Iisus pe cruce, jertfa Domnului, așa, Paștele, cina Domnului, am ajunge la cina Domnului. Da, și toate aceste detalii fac parte din a înțelege lucrarea pe care o numim Paștele Domnului. Apostolul Pavel însă are o viziune pe care noi astăzi încercăm să o reconstituim în câteva idei. Și aceste idei, poate le-ați mai auzit, poate nu, dar ele sunt din Noul Testament. Apostolul Pavel înțelege lucrurile dincolo de istoric, dincolo de ceremonial, dincolo de simbolic. Înțelege lucrurile din punct de vedere escatologic, înțelege lucrurile că Dumnezeu are un plan de-a lungul istoriei pe care îl aplică în dreptul poporului său, că Dumnezeu are în vedere o scoatere a celor credincioși dintr-un sistem și așezarea lor într-un alt sistem, dintr-o dimensiune într-o altă dimensiune, dintr-o împărăție într-o altă împărăție, dintr-o realitate într-o altă realitate. Și pentru Apostolul Pavel, Paștele nu este numai un simbol, nu este numai un eveniment, nu este numai o lucrare, un proces pe care Dumnezeu îl desfășoară de-a lungul istoriei până la împlinirea ei în împărăție, în împărăția lui Dumnezeu. Pentru Apostolul Pavel, Paștele înseamnă ceva mult mai mult. Pentru Apostolul Pavel, Paștele înseamnă Hristos. Și spune, Hristos, Paștele nostru. Și ăsta e titlul predicei. Hristos, Paștele noastre. Noțiunea de adevăr, noțiunea de viață, noțiunea de orice, noțiunea de existență, toate sunt
În Hristos toate sunt Hristos. Toate sunt în persoana și în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Până și Dumnezeu Tatăl s-a descoperit, ni s-a descoperit în Hristos. Hristos, Paștele noastre. Primul cuvânt din Biblie, care este? La început, Genesa 1 cu 1. Pentru noi, la început, este un cuvânt oarecare, nu? Marchează un timp. Dar cred că mult mai bine este să înțelegem nu un cuvânt cu valoare de complement de timp, ci să înțelegem începutul ca o persoană. Domnul Iisus Hristos spune despre sine însuși, eu sunt ce? Începutul și sfârșitul. Toate lucrurile care există încep în Hristos și culminează în Hristos. Se unesc, se întâlnesc în Hristos. Ăsta e planul lui Dumnezeu de a-și uni iarăși ce? Toate lucrurile care au ieșit din Hristos să se întâlnească iarăși în Hristos într-o unitate armonică, să nu zic eternă, ci în etern sau dincolo de timp. În Hristos. Noi deja suntem în Hristos. Existăm datorită lui Hristos. Suntem ascunși împreună cu Hristos în locuri cerești, în Dumnezeu. Nu putem vorbi de mântuire în afară de unirea cu Hristos. Hristos este în noi, noi suntem în Hristos pentru noi. De-aia suntem numiți creștini, pentru că pentru noi totul este Hristos. Și aș vrea ca astăzi, încă o dată și încă o dată, Duhul Sfânt să ne aducă aminte că pentru noi a trăi este Hristos, pentru noi a muri este Hristos, pentru noi a exista este Hristos, pentru noi viața înseamnă Hristos și existența și tot ce contează este Hristos. Amin. Și nimic altceva. Și Apostolul Pavel spune mai multor biserici și ne spune și nouă, nu vreau să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și pe El cum? Răstignit. Hristos, Paștele noastre, care s-a răstignit pentru noi. Cuvântul de Paște. Și acum voi încerca să punctez cele trei idei pe care probabil că voi ajunge să le comunic într-o oarecare măsură. Ideea de o așezare a Paștelor. Apoi o a doua idee, ideea de prăznuire a Paștelor. Și o a treia idee, ideea de împlinire a Paștelor. Deci, așezare, prăznuire, împlinire. Haideți să vedem ideea de așezare a Paștelor. Am citit. Domnul spune lui Moise și dă porunci privitoare la Paștele Domnului. Dar ce sunt Paștele? Acum înțelegem Hristos, dar pentru Moise și pentru cei de pe vremea lui, ce însemnau, ce erau Paștele? Când Domnul spune, sunt Paștele Domnului, ce au înțeles ei prin Paștele Domnului? Mă gândesc că au înțeles intervenția lui Dumnezeu în istorie să-i scoată din Egipt. Paștele Domnului este... Și în limba engleză se prinde foarte bine sensul pass over. O trecere peste ceva, dinspre ceva, înspre altceva. Este o trecere. Este o trecere. Nu transformanță, o trecere. Domnul Iisus Hristos este Paștele nostru, El este Cel care ne trece, Cel prin care trecem, Cel prin care intrăm dintr-o parte într-altă parte. El va spune, eu sunt
ușa. Cine intră pe această ușă, iese și intră. De unde iese? Iese dintr-o lume și intră într-o altă lume. Iese dintr-un staul și intră într-o altă dimensiune, unde este pășune. Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt calea. Mă duc la Tatăl. Cum ajungem și noi? Pe această cale. Eu sunt calea. În unire cu mine, în relație cu mine, ascunși în mine, în părtășie cu mine, avem viața veșnică și suntem pe calea de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Am intrat deja, dar nu ni s-a împlinit. Nu s-a împlinit Paștele. Sunt în derulare. Paștele Domnului, intervenția lui Dumnezeu să ne scoate din ceva. Evreu înseamnă scos. Noi suntem de asemenea evrei, în sensul că am fost scoși dintr-o împărăție a Întunericului și strămutați în împărăția slavei Fiului Său. Trecere, Paștele Domnului. Și Domnul îi spune lui Moise, la așezarea Paștelor, îi spune lui Moise, îi dă detalii cum să jertfească, cum să pregătească mielul, cum să consume, pentru că Paștele înseamnă nu numai dreptul de a trece, ci și participarea în trecere. Trebuie să consumi, trebuie să mănânci mielul de Paște, trebuia să se mănânce mielul de Paște și când era această consumare, era o participare și era o anticipare, trebuia să fii pregătit. Pregătit că vine Domnul și ne scoate. Ori de câte ori prăznuim Paștele, noi trebuie să ne reamintim că vine Domnul și trebuie să fim pregătiți, gata, ca să ne scoată. Ori de câte ori vine la masa Domnului, noi vestim moartea Domnului până la venirea Lui, dar ne gândim la venirea Domnului și trebuie să fim gata. Așa după cum i-a spus Domnul Moise, să fiți gata când veți mânca Paștele, când vă veți identifica cu Paștele vostru, când veți participa, când veți consuma, când veți deveni una cu Paștele, să fiți gata că vine Domnul, astea sunt Paștele și vă scoate. Legea aceasta este o lege care trebuie comemorată, care trebuie prăznuită, celebrată, ca o lege veșnică. Dați-mi voie să mă mir. Ce lege veșnică? Pentru că ritualul jertfirii Paștelor a fost pentru cei din Vechiul Testament, nu-i așa? Noi știm. A fost un simbol pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. Acum, simbolul și-a împlinit realitatea. Noi participăm în realitatea jertfei Domnului Iisus Hristos și noi nu mai facem ceremonialul mâncării mielului cu valoare anticipativ, salvifică. Noi nu mai participăm ca ei. Noi nu mai suntem ca ei. Noi avem deja revelația în Hristos, dar legea Paștelor, iubiți frați și surori, este o lege eternă. Legea, planul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu prin care decide să ne scoată dintr-un Egipt și dintr-o lume a păcatului și să ne mute în lumea împărăției lui, este o lege eternă, este un plan veșnic și se împlinește în eternitate. Se împlinește în eternitate. O să ziceți, dar de unde a auzit fratele Gabi și de unde a citit și de unde a înțeles? De la părinții, din Scripturi, de la Avram încoace. De la Avram încoace, părinții, patriarhii au avut perspectiva ieșirii. Perspectiva ieșirii de unde? Din lumea aceasta. Avram, când stă de vorbă cu Domnul, ce îi promite Domnul Avram? Îi promite că îi va da ținutul pe care îl poate vedea cu ochii și pe care îl poate măsura cu pasul. Dar, la un moment dat, îi spune Domnul Avram, Avrame, eu sunt partea ta de moștenire, eu sunt răsplătirea ta cea mare
Și Avram înțelege ceva. Chiar dacă Domnul nu i-a spus, Avram înțelege că partea lui de moștenire nu este aici, ci într-o patrie mai bună. Și așteaptă să vină ce? Realitatea cu temelii veșnice. Așteaptă să vină împărăția lui Dumnezeu. Și această credință, această perspectivă a ieșirii, această perspectivă, hai să zicem, mesianică, o găsim la Iacov, care pe patul de moarte zice: dragii mei copii, să știți că vine Șilo. Cine este Șilo? Este cineva dintr-o altă realitate, din lumea lui Dumnezeu, care vine în lumea noastră să ne ducă de aici, acolo unde ne este moștenirea. Vine Șilo. Vine Șilo. Vine unsul lui Dumnezeu. Vine Hristos. Moise este mesianic. Moise crede în Hristos. Și Domnul Iisus Hristos spune iudeilor din vremea lui: dacă l-ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, că Moise vorbește despre mine. Unde? Când? Cum? Moise înțelege prin credință că vine cineva să ne ducă dincolo. Și această credință într-un Șilo care vine, într-un Mesia, într-un uns al lui Dumnezeu care vine să ne ducă dincolo, era o credință bajocorită și ocărâtă, poate de contemporan, poate de egipteni, dar pentru Moise, prin credință, el consideră că această ocară mesianică, această ocară a lui Hristos este mai valoroasă decât toată civilizația și toate favorurile și toată bogăția Egiptului. Și spune: dacă trebuie să aleg între speranța mesianică și Egipt, aleg speranța mesianică. Și prin credință Moise prăznuiește Paștele. Paștele. Și Moise înțelege că adevăratul Paște nu este ce a făcut el și pe unde l-a folosit Domnul când a scos poporul din Egipt. Moise înțelege că adevăratul Paște vine de acum înainte. Și la moartea lui le spune: nu sunt eu Șilo, vine altcineva. Noi știm cine este trimisul lui Dumnezeu, noi știm cine este cel care a venit să împlinească trecerea noastră în împărăția lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Paștele nostru. Binecuvântat să fie numele. Așezarea Paștelor, s-ar putea vorbi mult. Dar Paștele sunt ca o lege, trebuie prăznuite ca o lege eternă, spune Domnul Iisus Hristos. Mie lucrul ăsta îmi spune foarte mult. Aș mai putea zăbovi aici, dar haidem să vedem cum înțelege Pavel prăznuirea Paștelor. După jertfirea mielului pascal, urma sărbătoarea azimilor. 7 zile. Și această sărbătoare a azimilor este o sărbătoare care trebuie prăznuită ca o lege eternă pentru toți urmașii mesianici, pentru toți urmașii lui Moise, pentru toți cei ce cred și așteaptă un Hristos. Ca o lege eternă, ca o lege veșnică. Pavel se adresează comunității din Corint, o comunitate răvășită de mai multe păcate. Și când Pavel zice măturați aluatul cel vechi, se referă la răul din comunitate. Și fiți o nouă plămădeală cum și sunteți, aici se referă la noua noastră identitate în Hristos. Tot timpul leitmotivul teologic al lui Pavel este fiți ceea ce sunteți sau deveniți ceea ce sunteți socotiți că sunteți. Fiți ceea ce sunteți. Sunteți sfinți, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, fiți și sfinți, că aveți chemarea. O sfințire pozițională și una practică reală, practică, una experimentată, trăită, confirmată prin trăire. Și Pavel se adresează unei comunități creștine, unei biserici locale și zice: prăznuiți Paștele. Haideți să vedem exact ce cuvinte și din cuvintele acestea vom vedea ideea la care vreau să ajungem. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă cum și sunteți, fără aluat,
căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Și să prăznuim dar praznicul, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și ale adevărului. Ce să prăznuim? Praznicul. Bun, prăznuim praznicul. Praznic înseamnă sărbătoare. Celebrare. Celebrăm celebrarea, prăznuim praznicul, da. Ce este această prăznuire cu azimile curăției și ale adevărului? Este o trăire, este o participare, este o celebrare, este o experimentare a Paștelor. A cui a Paștelor? Hristos, care a murit pentru noi. Suntem chemați să-L prăznuim nu cu aluatul cel vechi, că nu se poate, nu cu vechea fire, care trebuie răstignită și lepădată, ci să-L prăznuim, să-L trăim, să-L experimentăm, dacă vreți, după, de la jertfirea Domnului Iisus Hristos încoace, întreaga lume mântuită, întreaga biserică mântuită, că lumea nu-i mântuită, întreaga biserică, întreaga adunare a mântuiților, noi suntem chemați într-un fel de praznic continuu, într-un fel de sărbătoare a azimilor continuă, să-L prăznuim pe Hristos cu noua făptură, în noua natură în care suntem, nu cu aluatul cel vechi, că ăla trebuie scos afară. Că să știți, problema în biserică este aluatul cel vechi. Și după cum în vechiul Israel, cine prăznuia Paștele cu aluat vechi, trebuia omorât. Tot așa, în biserică, cine prăznuiește Paștele cu aluatul cel vechi, nu are parte de promisiunile Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel este categoric și spune clar, roada firii este așa, cine face acestea nu va moșteni împărăția. În mod diametral opus, roada Duhului este, începând de la dragoste până la înfrânarea poftelor, care nu e cea mai mică, ci una dintre cele mai importante aspecte ale roadei Duhului. Împotriva acestora nu este lege care să condamne, dar împotriva roadei firii pământești este lege, bineînțeles că este lege. Și Pavel va spune un Galateni 5:18, cine este călăuzit de Duhul nu este sub lege, nu este sub condamnarea legii, dar cine e călăuzit de firea este. Iubiți frați, justificarea noastră prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos rămâne valabilă câtă vreme trăim călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să nu se înșele nimeni. Acum nu-i nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos, Romani, capitolul 8, versul 1. Și acum am putea spune, aleluia, toate congregațiile, toate bisericile evanghelice, aleluia, suntem în Hristos. Dar, Pavel continuă, nu e nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos, care nu trăiesc după îndemnurile Duhului, după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Iubiți frați, suntem chemați să-L prăznuim pe Hristos, trăind după îndemnurile Duhului Sfânt, o viață sfântă, cu azimile curăției și ale adevărului. Nimic spurcat și întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem în unire cu Hristos. Noi trebuie să-L trăim pe Hristos. Și dacă Hristos este noi și noi în Hristos, avem parte de finalizarea și de împlinirea Paștelor, pentru că o a treia idee și ultima este aceasta. O, am putea vorbi mai mult, dar nu astăzi și nu acum și nu aici, că important este nu să spunem noi tot ce știm, ci să fim, să spun așa, să fim mijloacele prin care Duhul Sfânt vă aduce aminte în inimă cum trebuie să fim, cum trebuie să fiți, ca să-L prăznuim pe Hristos, să-L trăim pe Hristos cu azimile curăției și ale adevărului, cu noul aluat, cu noua natură născută din nou.
trăind după îndemnurile Duhului și nici de cum după ale firii. Ce facem dacă cineva se descoperă că este carnal? Pavel spune, dezbrăcați-vă de hainele acestea ale carnalității, scoateți-le afară, măturați aluatul cel vechi, fiți ceea ce zice Domnul că sunteți, o nouă plămădeală, o nouă făptură născută din nou. Împlinirea Paștelor. Citim un verset din Luca 22. Două versete. Versetul 15 și versetul 16. Domnul Iisus zice, am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Și în versetul 16, că vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Iubiți frați, e acolo un cuvânt care trece, care poate fi trecut cu vederea foarte ușor, până la împlinirea lor. Domnul Iisus Hristos participă în comemorarea Paștelor, da. Dar El este Paștele. El este Paștele, dar totuși participă și consumă și comunică ideea că și El participă și noi trebuie să participăm și ori de câte ori mâncăm din pâinea aceasta și bem din paharul acesta, da, comemorăm moartea Domnului, dar nu este doar o comemorare, este ceva mai mult decât o comemorare. Trebuie să fie și este o participare, o părtășie la ceva. Că dacă n-ar fi, Pavel nu ne-ar fi spus ce ne-a spus în 1 Corinteni când interzice corintenilor să nu mănânce din lucrurile jertfite idolilor la templu. La templu. Idolii sunt virtualități, spune Pavel. Și corintenii l-au întrebat atunci, de ce nu putem mânca un lucru jertfit unui idol virtual? Că acolo, la templu, se mănâncă bine și mai avem acolo un prieten care mănâncă bine și ne cheamă și pe noi. Pavel spune, nu, idolul este virtual, dar în spatele idolului este ceva real, ăștia sunt demoni. Ce se face acolo sunt jertfe aduse dracilor. Și voi, mâncând din jertfele aduse demonilor, voi sunteți părtași la acele jertfe și voi nu puteți avea părtășie și cu dracii și cu Domnul. Nu puteți sta și la masa Domnului și la masa dracilor. Interzicerea este categorică. Nu vreau să mergem mai departe în această direcție, dar direcția pe care vreau să o scot în prim plan este că participarea la cina Domnului este comemorare. Da, este comunicarea Evangheliei. Da, este cercetarea mea, motiv sau prilej de cercetare personală, da, dar este ceva mult mai mult decât poate mintea mea să înțeleagă. E o participare, e o părtășie în Hristos. Îi spun ceva Domnului. Mă întâlnesc cu El în inimă, îi spun ceva, El îmi spune ceva. Comunicăm că avem părtășie, o părtășie în sensul vieții, în sensul rămânerii în Hristos, în sensul rodirii. Beneficiul spiritual este incontestabil. De aceea, fraților, nu stați nepăsători față de această masă a Domnului Iisus Hristos, prilej în care nu numai că vom putea comemora, dar participăm cumva la părtășia cu Domnul. Dacă ne dorim părtășie cu Domnul și ne dorim să ne dorim și să stăm la masă cu Domnul aici, că și Domnul își dorește mult. Îi spune, am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi. Și acum nu știu cui spune Domnul prin Duhul Sfânt, cât de mult dorești și tu astăzi să stai la masă cu Domnul. Pentru că Domnul Iisus a spus ucenicilor, așa de mult mi-am dorit să stau cu voi la masă acum, pentru că următoarea ocazie când vom sta la masă va fi numai la împlinirea Paștelor, la împlinirea trecerii voastre din istorie în împărăția lui Dumnezeu. Iubiți frați, vine această împlinire, nu mai este mult. Vine când vom fi înghițiți în realitatea viitoare, vom fi mutați pe de-a întregul în realitatea pe care Hristos o pregătește
și este deja pentru noi. Eu mă opresc aici. Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să le vorbească.